Proclamația de la Pungești. Noi cetățenii care luptă împotriva fracturării hidraulice constituiți în mișcarea de rezistență. Proclamăm astăzi Pungeștiu zona liberă de fracturare hidraulică. Ne angajăm să continuăm lupta voastră prin toate mijloacele pașnice și constituționale până când în Parlamentul României se va adopta o lege de interzicere a fracturării hidraulice. Întrucât întreaga clasă politică s-a coalizat împotriva poporului, este datoria noastră legitimă de a organiza rezistența în fața atacului fără precedent asupra populației României, în favoarea unor interese de grup ilegitime. Guvernanții au înstrăinat resursele către companii care intenționează să le exploateze prin metode contestate și clar interzise în Uniunea Europeană. Mai mult, licențele de exploatare sunt secretizate și poporul nu cunoaște prețul pentru care au fost vânduți. Uniunea Europeană trage un semnal de alarmă asupra pericolului potențial al fracturării hidraulice în explorarea și exploatarea gazelor de șist și impune pentru prima dată în lume realizarea unui studiu de impact asupra sănătății și mediului. Chemăm alături de noi pe toți cei care gândesc și simt la fel în spiritul reinstaurării legalității și bunului simț în România. Pungești, România, 19 octombrie 2013. Refuz! Rezist! Gazelor de șist! Refuz! Rezist! Gazelor de șist! Refuz! Rezist! Gazelor de șist! Nu corporația face legislația! Nu corporația face legislația! Nu corporația face legislația! Educație și cultură! Nu fractură, nu ceanură! 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 Pungești! Nu uita! Țara e de partea ta! Pungești! Nu uita! Țara e de partea ta! Pungești! Nu uita! Nu uităm că astăzi este ziua internațională anti-fracking în toată lumea și să strigăm strigătul mondial care ne unește. Solidaritate! Solidaritate! Și Pungești, două inimi românești. Roșia 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 și Pungești, două inimi românești. Uniți, salvăm toată România. Uniți, salvăm toată România! Uniți, salvăm toată România! Uniți, salvăm toată România! Uniți!
venit momentul să vă spunem la revedere pe seara asta. Mulțumim că ne-ați primit în mijlocul dumneavoastră. A fost o mândrie pentru noi să ne aflăm aici, la kilometru zero al demnității românești. Mergem înapoi la București și vă asigurăm că nu vom ezita ca în orice moment să venim în ajutorul dumneavoastră. Suntem aici să colaborăm, să ne organizăm, pentru că e o luptă de lungă durată. Aceste companii extrem de puternice, susținute de guvernul României, de președinte și de toată clasa asta politică, au pus gând rău României. Și primul loc, iată Bugeștiul. Aici nu trebuie să se pună nicio sondă. Trebuie să rezistați, așa cum noi vom ataca în instanțe. Avem avocați care se ocupă, vom veni de fiecare dată aici, vă vom ajuta cu tot ceea ce putem și în tot ceea ce aveți nevoie. Vreau să vă spunem că se va organiza un referendum. Nu trebuie să vă lăsați intimidați, nici că veți avea de suferit, nici că vi se vor tăia ajutoare sau alte amenințări care mai pot veni, pentru că vă spunem, o țară întreagă vrea să ajute Bugeștiul. Am primit telefoane zilele astea de la oameni din Anglia, din Germania, din Franța și chiar din India, care se întrebau cum putem ajuta oamenii din Bugești. Nu suntem singuri, iată că singuri în Mapamond se află de partea dumneavoastră, de partea noastră a românilor, și trebuie să vă spunem că nu trebuie să vă lăsați intimidați, pentru că toți românii sunt gata să vă sară în ajutor. Nu este problema Bugeștiului, este problema României în acest moment. Vă mulțumim pentru curajul pe care l-ați arătat. Suntem mândri că ne aflăm aici în mijlocul vostru. Bravo. La revedere, Bugești, vă mulțumim! Eu îmi doresc mult că de ziua mea să vină mama acasă. Care unde este plecată? Unde e mama ta? Care este plecată în Italia. Și vrea vrei să-i spui că? Care vreau să-i spun că o iubesc. La mulți ani! Trebuie să luptăm contra gazelor. Să încheiem după cuviință cu o rugăciune. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-ți numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Răzeși, să le mulțumim celor care ne-au vizitat de la București și toată țara astăzi, să-i aplaudăm pentru inițiativa care au avut-o și s-au lăsat, dar poietul nostru, cel care cu 80 de ani a sărit în gâtul lor și ar vrea să vă recite o poezie pentru cei care au ajuns mai târziu. Mă facem înapoi! Nu știu la mine! Acasă, mă! Nu mă gândesc! Eu sunt poeta din vară! Dacă nu m-am căutat cu 4 clase de mare, am stat ca prostul ăsta. Dacă m-am stat măcar și aici, mai rămâi. Mă duceam la Parlament, m-am angajat poet, în locul lui Băulescu, deci ajutam la Zăniescu, și am luat de Băsescu. Am stat ca prostul acasă, mă cer cu Mișa acasă, când faci anchete pasă, când mi-e baba sănătoasă, e gradul 1, baba mea.
După acest scandal, i-am făcut dosar penal și am luat tribunal. Și am să-mi scot abonament ca să mă angajez pe el. La ziarul Monitorul să cească tot poporul. Și dimineața și seara, cu fără primarii seara. Și să mai vorbim de glasă, că a fost lasă, că bă, cea treaba nu-mi scot toată seara. Bravo! Yeah!